încă un instant și astăzi o să vă explic la ce să vă așteptați exact când plecați în China într-o excursie de grup cu Eturia. Ne îmbarcăm chiar acum în avionul Turkish Airlines, bineînțeles, în drumul nostru spre Beijing. În seara asta călătorim în business class style către Beijing. E timpul să ne pregătim și de culcare pentru un zbor așa de lung. Și am ajuns în sfârșit la Beijing. Iată, Beijing International Airport. N-a fost chiar un zbor de 9 ore, mai puțin. 8 ore și ceva, 8 ore și 25. Foarte multă lume este îngrijorată despre fenomenul poluării din China. Ei bine, lucrurile s-au mai îmbunătățit în ultimii ani. Cel mai poluat anotimp ar fi iarna și cea mai recomandată perioadă pentru o vizită în China ar fi primăvara și toamna. Dar atenție, toamna în niciun caz în prima săptămână din octombrie, atunci când toată China este liberă și toți chinezii pleacă ei înșiși în vacanță. Așadar, poluarea nu este o problemă neapărat în China, nu pentru turiști. Am ajuns în Tiananmen Square, celebră de altfel, care, deși este imensă, este foarte aglomerată și trebuie să stai la coadă ca să poți să intri aici. Am trecut printr-un control de securitate pentru că, atenție, când veniți aici, nu trebuie să aveți brichete la vot. De ce? Pentru că acest complex de palate este construit exclusiv din lemn. Și am ajuns și la marele zid chinezesc, care evident este mare și are foarte multe scări. Avem nevoie de condiție fizică foarte bună, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt foarte multe scări care sunt și inegale și sunt și foarte abrupte. Odată sosit la Beijing, nu pot să ratez Wang Fujing Street, strada principală comercială a orașului, care adună la oaltă localnici și turiști deopotrivă. Este plin de lumină, plin de culoare, este foarte multă agitație, plin de viață, pentru că este un fel de Times Square al Beijingului. Yeah. It's crispy. You want me to try? Yeah, it's crispy. Nu știu să spun ce gustare. Parcă ar fi un fel de rață, dar mai arsă. Vizita noastră la Beijing s-a terminat și ne îmbarcăm acum într-un tren de mare viteză care ne va duce în orașul vechi Xi'an. Se află la aproximativ 1300 de kilometri de aici, de Beijing, dar cu acest tren de mare viteză vom parcurge această distanță în puțin peste 5 ore.
E foarte bine de știut când ajungeți aici că situl numărul 1 este și cel mai ofertant dintre toate cele trei pe care le veți vizita aici la Muzeul Armatelor de Teracotă. De ce? Este și cel mai mare. Aici găsiți de toate, de la suveniruri până la fructe, legume, mâncare și așa mai departe. Toate sunt produse locale și e foarte, foarte important să știți că pentru unele puteți să negociați, pentru altele nu. Când veniți într-o vacanță în China, mâncarea este una dintre marile provocări. Chinezii mănâncă în primul rând foarte picant și foarte sărat. Așa că dacă vreți să mâncați mâncare tradițional chineză, că va trebui să vă pregătiți pentru asta. Un alt sfat ar fi acela de a împărți mâncarea dacă sunteți un grup mai mare. Iată, comanzi mai multe feluri și acestea pot fi împărțite cu toți cei de la masă. Dacă ajungeți în Shanghai, nu se poate să ratați Nanjing Road, una dintre cele mai celebre artere comerciale din întreaga lume. Este cea mai importantă alee pietonală din oraș, locul unde cu siguranță veți găsi întotdeauna ceea ce vă doriți. Transportul în Shanghai este extrem de convenabil. Gândiți-vă doar că acest oraș, această metropolă are 680 de kilometri de rețea de metrou. Aceasta este una dintre stațiile de metrou chiar pe Nanjing Road. De aici puteți ajunge cu metrou oriunde vă doriți în Shanghai, iar o cursă, un bilet de metrou costă aproximativ 6 yuan de persoană, ceea ce e foarte, foarte puțin. Toată lumea care vine la Shanghai încearcă, își dorește să vadă Pudongul, adică partea nouă a orașului, districtul financiar, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. 1 milion de yuan în fiecare noapte plătesc autoritățile pentru ca toți cei de aici să aibă o priveliște minunată și foarte colorată. 1 milion de yuan înseamnă cam 130.000 de euro în fiecare seară, rețineți. Tocmai de aceea, programul de iluminare este destul de limitat. Luminile se aprind la ora 6 seara și sunt aprinse până la ora 10 seara. Ca în orice loc aglomerat și în China, trebuie să aveți foarte mare grijă la buzunare, mai ales când vă aflați în asemenea locuri, cum ar fi orașul vechi din Shanghai. Haideți să vă mai spun acum câte ceva despre prețuri. Păi, o sticlă de apă costă între 3 și 5, 6 yuan, o bere poate costa de la 20, 30 de yuan până la 50, 60 de yuan, depinde unde o beți. Rețineți însă că aceste prețuri sunt doar orientative. Așadar, China este o țară remarcabilă, cu o impresionantă bogăție culturală, ce merită să fie vizitată. Atenție însă, ca să puteți călători în China, aveți nevoie de viză.